Frați și surori, vă invit să ne ridicăm cu toții pentru a asculta acest cuvânt al lui Dumnezeu și cred că este bine să îl rostim cu toții, astfel o să ne rămână întipărit în mintea și în inima noastră mai mult. Galaten, capitolul 5, versetul 22 și versetul 23. Haideți să spunem cu toții aceste versete, uitându-ne spre ecran, Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Vă rog să le ocupați locurile. Am ajuns la cea de-a patra roadă a Duhului Sfânt, și anume îndelunga răbdare. Biblia vorbește despre răbdare, despre îndelunga răbdare și răbdarea Sfinților. Sunt peste 70 de referință în Noul Testament cu privire la acest cuvânt, acest termen, care se repetă iar și iar. Și cred că fiecare dintre noi uneori facem referință atunci când suntem acasă sau la locul de muncă sau în alte situații și spunem copilului, auzi, ai răbdare. Și copilul nu are răbdare. Dar tati îmi dai? Mi-a zis Luca și acum după masă. Dar tati rezolvi? Ai răbdare trăim într-un secol care nu mai are răbdare. Unii zic secolul vitezei. Și totul este pe viteză, așa -i? Oamenii vor fast food, care înseamnă mâncare rapidă, nu mai sunt obișnuiți să aștepte. Chiar dacă noi am trăit în perioada aia când am așteptat, stăteai la rând să cumperi pâinea, să cumperi zahărul, să iei una și alta. A nu conta că trebuia să te scoli de dimineață, de pe la 5-6, să stai la rând. Și acum oamenii nu mai sunt obișnuiți să stea la rând. Dacă cumva mai trebuie să stăm la rând undeva, îi văd pe oameni așa cum se împing, cum se înghesuie și ajunge la un moment dat la scandal. Domnule, stai la rând, zice nu te băga. Ați fost pe la electrica. Ați văzut ce e acolo. Cred că nu există zi să nu fie câteva discuții de genul ăsta. Dar domnule, s-a pus acolo și un om care să răspundă de ordinea aceasta și tot noi. Încearcă oamenii să rezolve într-un fel sau în altul. Sunt acele aparate care dau anumite bonuri da, de ordine ca să intri unde sunt instituții, unde avem de-a face cu aglomerația și suntem testați la răbdare. Cum stăm noi credincioșii la îndelungă răbdare? Mai avem noi răbdare? Am vrea un Dumnezeu care atunci când ne rugăm, imediat să ne răspundă. Și avem și versete pentru asta. Și am citit și în seara asta. Dumnezeu vine ne ajută să nu ne lovim piciorul de o piatră, El ne izbăvește, dar când? Când ne izbăvește Dumnezeu? Când intervine Dumnezeu? Că citim în Scriptură de oameni care au răbdat mult, da, au fost și izbăviți, dar au răbdat, au trecut prin încercare și din încercare au fost izbăviți. Noi am vrea să ne scape Dumnezeu de necazuri, nu din necazuri. Și există și o teologie în sensul acesta, care spune că biserica nu va mai trece prin necaz. Haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne spune Dumnezeu cu privire la această roadă a Duhului Sfânt, îndelunga răbdare. În fiecare dimineață duc copiii la școală, cei care avem copilași știm cum e traficul și văd atâția oameni care nu mai au răbdare și poate că uneori și noi am fost ispitiți. Ne-am gândit, la da, ce cu asta de merge așa încet? Odată un pocăit, trebuia să aștepte acolo la rând și n-am mai avut răbdare, a început să se streseze, să clansoneze și văzând că nu se mișcă rândul, a luat-o din mașină să vadă ce se întâmplă acolo în față. Și când a ajuns acolo, la respectivul care bloca, a exclamat așa, ce? ce pace a Domnului, frate păstor! Auzim fel și fel de expresii, așa e? Oameni care deschid geamul, oameni care spun, tu te măi, adormitule, ce stai? Și oamenii sunt atâta de recalcitranți, spre ce se grăbesc așa tare? Spre ce aleargă așa tare? Dar vedem că ăsta e un mod de viață. Că dacă ar fi un om bolnav, dacă ar fi un om accidentat, înțelegem că trebuie să ajungă la spital și dăm prioritate dacă învesc pentru ce se grăbesc oamenii. Ne grăbim și noi câteodată și la casa Domnului, dacă îmi trebuie să plecăm. Ați văzut cum se eliberează adunarea? În 5 minute toată lumea a plecat. Dacă am venit la adunare așa cum plecăm, că domnule la ora 12 să plecăm, Bun, la ora 9 să fim aici, și să plecăm așa cum am venit. Să nu ne grăbim. Mai stăm de vorbă, să mai salutăm, să mai povestim, să vedem ce face fratele, sora. Fratele Ostaș nu e aici, dar mi-a povestit care uneori discuțiile acestea. Da? La, chiar și la adunare. Cu cei care sunt tare grăbiți. Și zicea el, să vă spun o experiență, am fost la spital. Și au tot venit oameni acolo și am tot așteptat, trei ore am așteptat, dar am așteptat în picioare. Ce când îmi venea rândul să intru, venea altul și intra înaintea mea. Și în cele din urmă, după trei ore, am intrat. Dar n-am zis că e prea mult să aștept, n-am comentat. Acolo n-am stat pe niște scaune ca și acestea, și la un moment dat m-am rezemat pe un calorifer, că n-am mai putut. Când mergem undeva, domnule, așteptăm că-i sănătatea mea, că-i la fel, frați și surori. Dumnezeu ne spune cuvântul Său că ne trece prin încercare și noi trebuie să dovedim că trebuie, trecem acest test. Iisus a avut atâta răbdare și îndelungă răbdare. Și trebuie să învățăm de la el că el era smerit cu inima. În Îndelunga răbdare nu înseamnă pasivitate, nu înseamnă fatalism, nu înseamnă indiferență. Mai sunt oameni care nu le pasă de nimic. Nu știi că vin, o merg, stau, domne, așteaptă, dar nu știu nici ei ce. Nu asta înseamnă îndelungă răbdare, să n-ai nicio grijă, să n-ai nicio treabă. Îndelungă răbdare, acest termen din limba greacă numit macrotumia, înseamnă capacitatea de a suporta greutățile și neplăcerile, puterea de a te încrede în Domnul. A răbda înseamnă a îndura, a suporta, a îngădui. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu îndelung răbdător. Dacă se poate afișa Psalmul 86 cu 15, să vedem acolo cum salmistul vorbește despre Dumnezeu, despre calitățile Lui și spune Dar Tu, Doamne, Tu ești Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Cum e Dumnezeu îndelung răbdător? La ce se referă când autorul spune despre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu? La ce ne gândim noi atunci când citim că Dumnezeu este îndelung răbdător? Cu cine? Cu îngerii? Cu noi? Cu oamenii? Dumnezeu este îndelung răbdător, în primul rând, cu oamenii care nu-L ascultă. Cu cei necredincioși, da, Dumnezeu este foarte, foarte răbdător și El îi așteaptă să se pocăiască. Haideți să citim în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Iată în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu față de cei necredincioși. Oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Oameni care îl provoacă chiar pe Dumnezeu. Oameni care îl înjură pe Dumnezeu. Oameni care trăiesc în... departe de Dumnezeu. Și totuși, cu aceștia, Dumnezeu are nu numai răbdare, îndelungă răbdare. Îi așteaptă Dumnezeu pe unii 50, 60, 70, 90 de ani. Am botezat aici suflete, oameni care s-au botezat la o vârstă respectabilă. Și am zis, câtă răbdare are Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Ne spune scriptura. Despre cazul Ninive. Asiria era un imperiu foarte puternic, dar oamenii aceștia erau și foarte cruzi. De o violență și silnicie de neimaginat. Dacă veți avea curiozitatea să citiți despre atrocitățile pe care ei le făceau atunci când mergeau la război, câtă cruzime, câtă violență era. Dumnezeu n-a mai suportat și a spus, îl trimit pe prorocul Iona să le spună un mesaj. Dar Iona nu a vrut să meargă. Știți de ce? Pentru că a spus, da, dacă ăștia să pocăiesc, îți ei, dar eu știu pe Dumnezeu că El e bun. Și dacă cumva ăștia să pocăiesc și Dumnezeu iartă, atunci mie nu-mi convine asta. Pe ăștia nu merită iertați. Nu merită mântuiți nu merită să fie salvați. Pentru că ei au dus în robia asiriană poporul Israel, cele zece seminții. Nu au avut milă nici de copii, nici de femeia însărcinată, de nimeni și de nimic. Ei făceau piramide cu capetele oamenilor și se lăudau cu astea. Și -o spus eu, a spus Iona, eu nu mă duc. Mai bine fug. Mai bine fără Dumnezeu, decât să salvezi pe ăștia așa răi. Însă spune Scriptura că în cele din urmă a ascultat și a mers și a rostit profeția. Știți cum a spus Iona această profeție? Cuvinte foarte scurte, dar pline de înțeles. S-a gândit el cum să le spună mesajul lui Dumnezeu. Și a spus așa, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Noi luăm numai alea, 40 de zile și Ninive e nimicită. Dar acolo un cuvânt plin de înțeles. Încă. Încă 40 de zile. Pe de ce, Doamne, dacă vrei să-i nimicești pe ăștia, rei, le mai dai. Au zis, 9 zile, 2, 3, 40 de zile. Încă 40 de zile. Și oamenii din Ninive au înțeles mesajul. Chiar dacă Iona s-a gândit el cum să pună mesajul ăsta, să fie ce-o zis Dumnezeu, dar cumva așa mascat, ei să nu prea înțeleagă, ei o înțeles. Și ne spune Scriptura că împreună cu împăratul o zis, trebuie să postim, trebuie să ne rugăm, trebuie să strigăm la Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu se întoarce și ne iartă, hai să ne pocăim și s-au pocăit. Și Dumnezeu a văzut ce făceau ei și a părut rău. Deci a vrut să facă și n-a mai făcut. A trecut o sută de ani după prorocia lui Iona și Ninive va fi nimicită. Dar n-a fost nimicită atunci cu generația aceea, pentru că ei, ei s-au pocăit. Rămânem surprinși de îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, când Dumnezeu mântuiește popoare, când Dumnezeu mântuiește oameni pe cei mai răi. Oameni de care ceilalți ziceau, ăștia nu merită să fie salvați, mântuiți, iertați sau așa mai departe. Cine s-ar fi gândit că tâlharul ăla de pe cruce va fi mântuit, va căpăta milă din partea lui Isus? Omul acesta a făcut fără de legi vrednice de moarte, însă în ultimul ceas și-a dat seama că este momentul să se recunoască, să se pocăiască, să se întoarcă și Dumnezeu ne spune cuvântul că l-a mântuit. Când oamenii au judecat-o pe acea femeie păcătoasă, că a intrat în casă și s-a atins de Isus, și a plâns la picioarele lui, toți au judecat-o și l-au judecat și pe Isus. Însă Isus i-a spus acele femei, păcatele tale, care sunt multe, sunt iertate. Du-te, dar să nu mai păcătuiești vedem în Scriptură convertiri extraordinare, citim despre Zacheu, mai marele vameșilor, că omul acesta a fost mântuit pentru că l-a primit pe Isus, pentru că a luat decizia să schimbe viața. Oamenii cârteau zicând, a intrat în casa unui om păcătos. Nu-i drept. Petru rămâne atât de șocat când Dumnezeu îl mântuiește pe Corneliu un roman. Cum? Și romanii sunt mântuiți? Păi ăștia sunt foarte răi. Ăștia ne iau taxele, ăștia ne subjugă. Dar Dumnezeu are un alt plan cu casa lui Corneliu. Și ei rămân atâta de uimiți când văd nu numai mântuirea, dar văd și pogorârea Duhului Sfânt și aud vorbind în alte limbi, mărturisesc ei. Vorbesc în alte limbi ca și noi. Dumnezeu le-a dat mântuirea. A trebuit apostolul să mai ia alți martori, să vadă și ei, să fie convinși cei de la Ierusalim. Da, Dumnezeu mântuiește și pe romani. Dumnezeu mântuiește și pe samariteni. Nu au crezut. Ei ocoleau pe samariteni. Ei nu aveau nicio legătură cu samaritenii. Și dacă este să facă o rugăciune pentru samariteni, o vrut doi dintre ei să facă într-o zi o rugăciune și au zis să vină foc din cer peste ei. Doamne, ce părere ai? Dacă facem rugăciunea asta, am rezolvat problema cu samaritenii. Însă Domnul a spus, nu știți de ce duc, sunteți călăuziți, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Câtă îndelungă răbdare are Dumnezeu cu oamenii care nu-L cunosc, nepocăiți. Dar Dumnezeu are răbdare și cu cei pocăiți. Și cu cei care zic că ei cred în Dumnezeu. Unei biserici, Domnul Iisus Hristos îi spunea, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Ăștia erau în biserică, biserica din Laodicea. Se rugau, îl lăudau pe Dumnezeu și ziceau, noi suntem credincioși. Dar au zis, Iisus, eu sunt afară. Eu n-am nimic cu voi. Voi sunteți doar religios, dar nu credincioși. Voi aveți ritualuri, dar doar atât. Aveți un program. Câtă răbdare are Dumnezeu, chiar și cu aceia care sunt foarte religioși, care socotesc că ei slujesc lui Dumnezeu. Unul din ăsta este Saul din Tars, omul care a învățat la piciorul Gamaliel, omul care mărturisea și se lăuda că după neprionirea pe care o dă legea era fără prihană, omul acesta ajunge un prigonitor, ajunge să-și dea votul, să-l omoare pe Ștefan, primul martir. Ajunge să ia scrisorile și să meargă la Damasc, să lupte, se i aducă legați pe creștini la Ierusalim și acolo își dă seama ce face, își dă seama de rătăcirea lui. Își dă seama că el e plin de râvnă, dar pentru dat în omenești. Și se pocăiește, Saul din Tars. Doamne câtă milă ai! Dintr-un prigonitor, Dumnezeu face un apostol, Dumnezeu face un misionar, un scriitor și în cele din urmă un martir. De ce? Pentru că Dumnezeu poate să schimbe chiar și răul în bine. Câte astfel de exemple avem și în biserică, de oameni care la începutul credinței, în satele din România și în oraș, au mers la Biserica Pocăiților să facă rău, să-i bată. Și au ajuns ei să fie convertiți, să fie transformați și au ajuns ei slujitori ai Bisericii. Slavă Domnului pentru asta. Învățăm de la Dumnezeu. Că noi trebuie să avem îndelungă răbdare cu cei care nu sunt pocăiți. Să avem răbdare cu cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Și cu aceia care spun că-l cunosc, dar nu-l cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Sunt atâtea exemple de soții care au rămas credincioase, chiar dacă soțul n-a fost credincios. S-a rugat, a îndurat, a postit. Și după 10 ani, după 20 de ani, după 30 de ani, soțul s-a pocăit. Dar dacă acea soție spunea, eu nu mai pot cu asta. Și și căuta și argumente în Biblie. Și îl las. Oare se mai pocăia soțul ăla vreodată? Nu se mai pocăia. Sunt soți care au zis, rămân cu soția asta, chiar dacă nu-i credincioasă. Chiar dacă am o cruce, chiar dacă trebuie să rabd multe. Și în cere din urmă, acea soție s-a pocăit. A cercetat Dumnezeu inima ei și s-a întors. Dar dacă acel soț spunea, nu mai stau, nu mai rabd, nu mai suport, nu mai pot, se mai pocăia acea soție. Nu se mai pocăia. Frați surori, Dumnezeu pune lângă noi un vecin, un coleg, la locul de muncă, poate, unde stăm. Cineva care, eu știu, ne provoacă, ne împunge. Cum suntem noi? Ce atitudine avem? Răspundem cu aceeași monedă? Ne sare țandărea? Sau ne rugăm lui Dumnezeu să dăm un răspuns înțelept? Îi cerem lui Dumnezeu înțelepciune ca să putem să răspundem așa cum vrea Dumnezeu, cum i-ar răspunde Iisus, încercând să-L câștigăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Să știți că chiar dacă oamenii sunt așa cum sunt, ei la un moment dat vor recunoaște și vor spune, fie cât timp trăim, fie după aceea, despre noi, cum am vorbit, cum am reacționat, ce am făcut la anumite provocări din acestea lor. Și ei vor mărturisi și vor spune, acela e un om pocăit, că eu știu, am lucrat cu el în fabrică. Și vor spune, acela nu e pocăit. Chiar dacă l-am auzit predicând, chiar dacă l-am văzut, l-am auzit cântând, chiar dacă au prorocit, chiar dacă oamenii au zis și au zis, dar eu știu că nu că am avut de-a face. Spunea cineva în biserică, unui frate pastor, zice, am venit să vă rugați pentru mine că am o problemă. Zice, eu când mă enervez, mă enervez rău. Și zice, îmi vine așa să îl iau de gât pe ăla care mă enervează. Dar fratele o întreba, dar de ce faci lucrul ăsta? De ce ți vine ție așa? Păi zice, nu știu, așa e temperamentul meu. Așa-s eu. Dar noi când ne-am pocăit, când ne-am întors la Dumnezeu, i-am dat inima și am spus, de azi înainte nu o să mai conduc eu, o să conduci tu, Doamne. De azi înainte o să te ascult pe tine. Și atunci când îmi vine să îl iau de gât, să mă opresc. Pentru că Isus n-ar face asta. Atunci când îmi vine să dau cu pumnul, că așa am fost învățat, să fiu violent, să-i spun un cuvânt anapoda, care nu trebuie să fie în gura unui copil al lui Dumnezeu, atunci am opres. Chiar dacă înainte am făcut ce-am făcut, chiar dacă înainte oamenii m-au cunoscut ca fiind un bătăuș, ca fiind unul foarte iute, agresiv, acum în asta se vede mântuirea și salvarea lui Dumnezeu. Dintr-un om iute, dintr-un om uh, uh, foarte așa intransigent cum a fost Moise. Știți că el când a văzut nedreptate imediat s-a ridicat și l-a înfruntat pe egiptean și l-a și -a omorât. Nu i-o trebuie judecată, nu no, s-a gândit el, bine, bine, ăsta o fi abuzat și el, dar acum chiar să-l omor. Era foarte iute Moise la mânie. Dar din omul ăsta ne spune în Scriptura că Dumnezeu a făcut cel mai blând om de pe fața pământului. Ei, 40 de ani să fii cioban și să-L asculti pe Dumnezeu, să te smerească Dumnezeu, ca mai apoi să lucreze Dumnezeu cu tine. Asta face Dumnezeu. Dintr-un om violent, dintr-un om iute, Dumnezeu schimbă și îl transformă, îl convertește și face cel mai blând om de pe fața pământului. Odată cineva care s-a pocăit, povestea și zicea, eu zice acum că înțeleg pocăința, zice, am așa o râvnă, zice, aș vrea cumva să mă duc să le spun la toți de pocăință și pe ăștia, zice, care nu sunt de acord cu mine și cu pocăința, aș vrea cumva, cumva să să-i termin. Și cineva a întrebat, da bine, dar pe tine cât i-a așteptat Dumnezeu? Păi pe mine Dumnezeu m-a așteptat până la 60 de ani. Și tu acum, pe ăștia care nu înțeleg și care te provoacă, vrei așa să dispară de pe fața pământului, dintr-o Și omul s-a trezit și a spus, mi de ce am zis. Dumnezeu așteaptă așa de mult și are o îndelungă răbdare. Și ne învață în seara aceasta că și noi trebuie să avem răbdare. Și această răbdare și îndelungă răbdare nu este produsul nostru, a firii noastre, a strădănilor noastre. Asta este roada Duhului. Și oamenii se uită la noi și spun: Eu nu știu cum poate omul ăsta răbda atâta. Eu nu știu cum poate omul ăsta a, fi așa. Pentru că, într-un mod natural, atunci când ți se dă un pumn, cum reacționezi? Cu un pumn. Atunci când ți se spune o vorbă aiurea spui o vorba iurea, așa e omul firesc, dar omul duhovnicesc este diferit, este altfel. Al doilea lucru care vreau să-l vedem în seara aceasta, îndelungă răbdare în suferință. În Iacov, capitolul 1, Apostolul Iacov vorbește despre această îndelungă răbdare pe care noi trebuie să o manifestăm în suferință. Și în capitolul 5, versetul 10, spune aici, Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului, iată că noi numim fericiți pe cei ce au răbdat, Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Foarte mulți oameni au avut de-a face cu răbdarea în suferință. Și noi avem exemple multe în Scriptură că toți oamenii lui Dumnezeu au trecut și prin suferință. Dar ce suferință? Iov într-o zi a pierdut toate. A pierdut bogăția, a pierdut sănătatea. Doar viața i-a rămas. Și acum și soția lui zicea, bleastă mă pe Dumnezeu și mori. Dar el nu a vrut să facă lucrul acesta. A răbdat până la final. A suferit. Și de multe ori, vedeți, oamenii nu vor să sufere puțin. În Iacov, capitolul 1, versetul 12, scrie ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cu vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Lasă Dumnezeu cât un țepuș și în trupul nostru. Așa cum a lăsat și în trupul apostolului Pavel și a spus, nu te vindec, lasă acest pus ca nu cumva să te îngânfi. Și noi trebuie să înțelegem că prin aceasta ne maturizăm și prin aceasta noi exersăm această disciplină a răbdării și a îndelungii răbdării. Câtă răbdare și îndelungă răbdare a avut Isus în suferință? Spune prorocului Isaia că el era om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai față de la el și noi nu l-am băgat în seama. El a excelat și a avut răbdare în suferință, până când Dumnezeu l-a izbăvit. Ce chinuri au fost acolo? Oamenii încearcă să descrie, oamenii încearcă să pună în, eu știu, în imagini, să ne spună ce a însemnat pentru Hristos suferința aceea, când l-au bătut cu acel bici, apoi l-au pus pe cruce. Câtă durere să stai acolo țintuit pe cruce, să raps. Mulți oameni al lui Dumnezeu au răbdat în închisorile comuniste. Și zicea, fratele Vumbran, sunt lucruri pe care nu pot să vi le spun. Pentru că poate că ar sminti pe cineva. A spune așa ceva nu se poate. Un om să facă la alt om așa ceva este inadmisibil. Dar a spus el, acolo s-au întâmplat lucruri ruanice în închisoare. Și totuși au fost frații noștri, surorile noastre care au suferit, care au răbdat atât de mult pentru Isus. Noi trebuie să arătăm îndelungă răbdare și în suferință. Și sunt în zilele noastre frați și surori care sunt în suferință. Nu o lună, nu un an. Ani la rând. Sunt oameni care au stat pe pat de suferință ani de zile și s-au rugat lui Dumnezeu și au spus, Doamne, viața asta nu-i viață, mai bine mai lua. Dar totuși au trebuit să treacă și prin această încercare. Noi suntem sănătoși, noi venim pe picioare, noi vedem, noi auzim, noi mâncăm, noi putem lucra. Și ăsta e un har însă să ne pregătim și pentru acel moment când va trebui să trecem prin suferință, să nu cărtim. Să ne aducem aminte și de zilele bune atunci și să realizăm că Dumnezeu ne-a dat un an de îndurare, că Dumnezeu ne-a dat multe binecuvântări și dacă trebuie să trecem și prin suferință, Dumnezeu va lăsa și în mijlocul să ieșim din ea. Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre, el ne va ajuta și dacă trebuie să îl proslăvim pe Dumnezeu și prin această suferință, arătând răbdare, Dumnezeu să ne ajute să trecem examenul. Vă spuneam că oamenii au fost foarte iuți înainte de a se întoarce la Dumnezeu. Un astfel de om a fost Petru. Un om cu un temperament coleric, un om care întotdeauna el și-a spus ce a avut de spus, un om care i-a plăcut să aibă primul cuvânt, să ia atitudine și la cele bune, dar și la cele rele. Însă acestuia îi spune Domnul Iisus Hristos după înviere Petre. Să știi că atunci când erai tu tânăr, te duceai unde voiai. Nimeni nu putea să-ți Era un lider, dar spunea Domnul, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge. Te va duce unde nu vei voi. M-am tot gândit la cuvântul ăsta profetii pe care Domnul i-l-a spus lui Petru. Unde va merge, va fi dus și unde nu va voi să meargă. La ce se referă? Biblia nu ne dă mai multe explicații. Dar i-a spus lucrurile acestea ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi pe Dumnezeu. Istoria, tradiția... Ne spune câte ceva despre finalul Apostolului Petru. Nu știm dacă a fost chiar așa sau nu, dar ceea ce a spus Isus s-a împlinit. Petru a trebuit să treacă și prin suferință. Și toți ucenicii, toți apostolii au trecut pe, prin suferință de un fel sau de altfel. Toți au murit o moarte de martir. Nu numai ei, dar și creștinii din primul secol, marea majoritate au fost martiri pentru Hristos. În arenele romane, în foc, în apă și în altfel de lucruri de felul acesta. Noi trăim în secolul acesta 21 o viață normală, spunem. O viață de belșug, o viață în care avem mai mult decât ce să mâncăm și ce să îmbrăcăm. Însă, Vreau să vă spun, creștinii din toate secolele au suferit și suferă și astăzi. Sunt oameni care mor în Asia, sunt oameni care mor în Africa, care pierd totul: casă, masă, avere și viața unei dintre ei. Secolul 20 a fost secolul cu cei mai mulți martiri pentru Hristos. Vă vine să credeți? Și am putut să vedem anumite videori ce s-a putut filma și ce s-a putut da, cu oameni care erau în astfel de stări, în astfel de situații. Și citim. E bine să mai citim din când în când. Și așa să ne dăm seama ce har ne-a dat nouă Domnul și să profităm de această oportunitate. Să nu ni se pară prea mult să facem ceva pentru acei misionari, pentru acei creștini care sunt în țările unde sunt prigonisti țări comuniste, țări islamiste. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Apostolul Pavel a mers în Filip să propovăduiască. Și acolo, în loc să se pocăiască cineva, ei au ajuns în temniță. Au ajuns să fie judecat, să fie bătut și apoi închiși. În camera aceea, cea mai bine păzită, cea mai bine închisă, cu mâinile și picioarele în butuș. Acolo l-au lăudat pe Dumnezeu I-au mulțumit pentru că Dumnezeu i-a învrednicit ca ei să sufere, pentru că au citit ce a spus Hristos. Bucurați-vă, veseliți-vă, când oamenii vor spune lucruri rele și neadevărate, când oamenii vă vor prigoni, rugați-vă, chiar și pentru aceia care v-au prigonit. Asta au făcut apostolii Pavel și Sila. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul, văzând dragostea lor și răbdarea lor și credința lor, a mântuit. A salvat pe temnicer casa lui. Dar eu mă întreb, dacă ei n-ar fi făcut asta? Mai era salvat temnicerul, nici vorba. Ei puteau să le spună acelor judecători, domnilor, stați un pic, că noi suntem romani. Pavel avea dreptul roman, cetățenia romană. Voi nu puteți nici să mă judecați și nici să mă pedepsiți, pentru că era interzis prin lege. De aceea, mai târziu, Apostolul Pavel cere ca să fie judecat de cezar, pentru că el era roman. Dar Pavel nu s-a folosit de lucru acesta, să scape de pediapsă. Avea tot dreptul. Avea ocazia să scape de pediapsă, dar de ce n-a apelat la lucrul ăsta? De ce n-a spus decât atunci când judecătorii au spus, ieșiți și plecați? Și eu spus, nu așa. Acum să vină ei să ne scoată pentru că noi avem dreptul acesta de cetățean roman. Dar de ce n-a spus înainte? Pentru că Pavel a înțeles că el trebuie să sufere pentru Hristos. Și când oamenii au realizat ce a făcut, cum adică? Tu ai putut să scapi de pedeapsă și n-ai vrut. Ce credință ai tu? Ce putere ai tu? cine e Hristos ăsta al tău? Și oamenii de aceea s-au pocăit. Fiindcă apostolul a înțeles chiar dacă trebuie să sufer, eu primesc dacă e pentru Hristos. A avut și o lucrare mai târziu și Duhul Sfânt i-a spus la Ierusalim, vei merge și vei fi legat. Iudeii vor lega pe omul a căruia aparține acest brâu. În felul acesta au spus prorocul Agab. Și ucenicii au spus, vezi, Domnul te-a înștiințat să nu mergi. Asta au fost interpretarea lor. Dar apostolul Pavel a spus, nu, eu mă duc. Că Domnul nu mi-a zis să nu mă duc, Domnul mi-a spus, numai ce are să mă aștepte. Dar acum cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos, scrie el în roman, necazul sau strântorarea sau sabia sau foametea, îți bine încredințat că nicio o putere nu poate să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, nici adâncimea, nici înălțimea, nimeni și nimic. Și Apostolul Pavel spune, mă duc la Ierusalim, chiar dacă trebuie să fiu bătut, chiar dacă mi-i împrimești de viața, chiar dacă mai târziu voi sta în fața lui Cezar și va trebui să plătesc cu viața. Și a fost decapitat. El a spus, pentru Hristos se merită. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu luna să avem îndelungă răbdare și în suferință. Și trei, să avem îndelungă răbdare cu cei din familie, cu cei din biserică. Scriptura spune că suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Roman, capitolul 15, versetul 1. Până vom ajunge toți la maturitate, până vom ajunge toți la statura de om mare, noi trebuie să avem răbdare. Și acum Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Fiecare dintre noi avem copii acasă și vedem cum Dumnezeu i-a ajutat să crească. De mici au încercat să meargă în picioare. N-a fost nicio problemă dacă au mai căzut. Am înțeles că e un an de zile și era ceva normal să mai cadă. Apoi când au ajuns mai mărișori, au făcut una, au făcut alta, au mai stricat, au mai spart, au mai... Dar nu ne-am supărat peste măsură de mult. Am înțeles că sunt copii până la urmă și sunt copiii noștri. Că uneori oamenii spun, o, oh, dacă ar fi al meu, așa aș face. Așa și spune, așa și acționa. Și Dumnezeu i-a lăsat în acea situație, dar nu mai făcut, că nu a putut. Vă zice, dar asta e al meu, dar trebuie să am răbdare, dar eu îl iubesc. Da, atunci când noi avem iubire, atunci avem și răbdare. Și atunci ne rugăm și așteptăm ca Dumnezeu să-i ajute să crească, să se maturizeze, să fie credincioși. Dacă am văzut domeniile în care noi trebuie să avem răbdare, și anume să avem răbdare și îndelungă răbdare cu cei care nu sunt credincioși, să avem îndelungă răbdare în suferință și să avem îndelungă răbdare chiar și cu cei care sunt slabi, cu cei care încă n-au ajuns la statura plinătății lui Hristos. Vreau să vă spun în concluzie că această roadă a Duhului Sfânt îndelungă răbdare, ea este răsplătită. Cei care rodesc această roadă îndelungă răbdare, este atât de răsplătită. Și putem să vedem în exemplele pe care vi le-am dat, nu numai în Iov, căruia Dumnezeu i-a dat mult mai mult, i-a dat dublu, vedem și la alți oameni care au fost răbdători și au fost binecuvântați de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iosif. Câtă răbdare a avut Iosif. Era doar un copil, un adolescent, când au trecut prin niște momente atât de terifiante. Să fii tu vândut de frați, să ajungi rob acuzat pe nedrept, închis și așa mai departe. Și Iosif a avut răbdare și a avut încredere în Dumnezeu și a avut îndelungă răbdare. N-a înțeles ce îi se întâmplă, cum nu înțelegem nici noi de multe ori. Nu i-a răspuns Dumnezeu. Nu i-a spus nimeni nimic. Doamne, de ce mă ții aici în închisoare? Dar în cele din urmă a înțeles. Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu l-a ridicat. Dumnezeu la a binecuvântat. Răbdarea întotdeauna are la urmă rezultat și are roadă. Și spune Mântuitorul ferice de aceia care au răbdat până la sfârșit, că ei s-au mântuit. Domnul să ne binecuvinteze, să avem răbdare, să nu ne pierdem răbdarea la final, pentru că Biblia spune puțin vom suferi, dar după aceea, dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu, ne vom bucura o veșnicie. Nu se pot compara suferințele din vremea de acum cu slava viitoare, spune apostolul. Acolo, aceste suferințe, aceste cicatrice, vor străluci ca niște nestemate. Vor fi motivul bucuriei noastre, că am suferit pentru Hristos, că am răbdat, văzând că atâția s-au mântuit, că atâția ne-au luat pilda, că atât au privit la noi și au ascultat pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze, să putem să avem răbdare până la final. Haideți să ne ridicăm cu toții și am vrea să ne rugăm pentru lucrul acesta. Doamne, binecuvântă-ne cu roada Duhului, care este îndelunga răbdare. Amin.